Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 12 ianuarie 2021, considerat neprihănit prin credință. Credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Roman capitolul 4, versetul 5. Există numai două căi prin care poți ajunge neprihănit. Prima este prin strădanii, a doua este prin credință. Când încerci să câștigi aprobarea lui Dumnezeu prin eforturile tale, nu vei avea odihnă niciodată, deoarece nu poți fi sigur niciodată că ai făcut destul ca să-i fii pe plac. Însă atunci când îți pui încrederea în lucrarea adusă la bun sfârșit a lui Hristos de la cruce, Biblia spune că intri în odihna lui Dumnezeu. Vezi Evrei, capitolul 4, versetul 3. Apostolul Pavel scrie: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Nu trebuie să te străduiești să fii văzut ca fiind neprihănit în ochii lui Dumnezeu. În clipa în care ți-ai pus nădejdea în Iisus Hristos, Dumnezeu te-a făcut neprihănirea Lui în Hristos. Cum scrie în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Oare de ce a procedat El în felul acesta? Pentru că neprihănirea pe care ai putea o dobândi prin fapte bune și prin respectarea poruncilor este atât de inferioară, atât de diferită de ceea ce ne cere Dumnezeu, încât El o consideră ca o haină mânjită, cum scrie în Isaia 64, versetul 6. Așa că Dumnezeu ți-a atribuit neprihănirea sa. Vezi 2 Corinteni 5, versetul 18. Apostolul Pavel scrie în Roman capitolul 4, de la versetul 6: David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceia ale căror fără de lege sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Am încheiat citatul din Roman 4. Compozitorul Edward Mout a scris aceste versuri: îmbrăcat în neprihănirea lui, stau fără vină în fața tronului, eu stau pe stâncă, pe Hristos, nici când pe malul nisipos. Am încheiat citatul. Așadar, bucură-te, pentru că ești, în ochii lui Dumnezeu, neprihănit prin credință.